Motivarea Curții Constituționale cu privire la decizia aceea de revocare a Laurei Codruța Kövesi. Toată lumea așteaptă cu sufletul la gură dacă ea, Curtea Constituțională, îi va da o portiță președintului Klaus Iohannis în sensul în care va trece sau nu va trece un termen în care președintele Iohannis să se conformeze. Ei bine, doamnelor și domnilor, până atunci însă avem discuții extrem de importante. ANAF, ONOR, Agenția asta de administrare fiscală a publicat și găsiți pe site-ul ANAF o listă a marilor datornici, persoane fizice, dar și juridice. 11.131 de datornici la zidul familiei a pus ANAF și ceea ce am observat noi cu stupoare este faptul că datornicii au fost trecuți acolo într-o ordine a datorilor, dar atenție, vorbim de datornici care trebuie să dea statului mai mult de 1500 de lei. Dar în continuare, primarul de la sectorul 3, domnul Negoiță, este mega datornicul number one, trebuie să dea foarte multe milioane și o să vedeți imediat pe ecran cifrele. Victor Ciorbea, avocatul poporului, mai are și el vreo 800 de milioane. Videanu, Vanghelie, Țânțăreanu și mulți alții de asemenea. Ce am mai observat, doamnelor și domnilor, la persoane juridice este faptul că de această dată ANAF-ul a trecut foarte multe SRL-uri și nici de cum societățile de stat, care brusc au dispărut din topul datornicilor. Anul trecut, într-un astfel de top publicat de ANAF, pe primele 10 locuri erau 9 societăți de stat. Anul acesta, societățile de stat au fost uitate, omise din topul datornicilor. Și totul într-un context în care Ministerul de Finanțe vrea să recupereze în jur de 15 miliarde de lei de la acești datornici, în contextul în care fiecare datornic din ultimii 5 ani, care are o datorie la stat de minim 40 de lei, va primi notificări și apoi va fi executat silit. Da. Cu noi doi domni, președintele Institutului Sportiv Român, Adrian Socaciu, bun găsit! Bun găsit și bine v-am găsit! Și avocatul specializat în litigii bancare, Adrian Cuculis, bun găsit, domnule avocat! Bun, vorbeam și ieri despre datornii și despre intenția fiscului de a notifica mai întâi și apoi a executa silit pe toți cei care au datorii mai mari de 40 de lei în ultimii 5 ani. Să nu uităm că la aceste datorii se adaugă dobândă și penalități. Iar dacă tu n-ai știut cumva că un anumit câștig, da, chiar și de 40 de lei, trebuie sau este purtător de taxe la stat, poți risca să fie executat silit pe o sumă mult mai mare. E foame de bani, este o altă consecință a acestei acțiuni a ANAF-ului, dar mai întâi de toate, cum vedeți așa deodată, știi, după ce anunțăm ideea asta că trimitem executări silite, publicăm și topul datornicilor. Domnule Botin, eu am mai analizat situația asta acum 2 ani de zile, când așa am interpretat-o. Aproape că mă gândesc la titlul pe care l-am dat eu la vremea respectivă, la lista asta publicată de către ANAF, respectiv lista rușinii. Lista rușinii de acum 2 ani de zile se pare că revine în ca principal eveniment al zilei. Și ce face ANAF? Sigur, după ce îi sperie pe toți că urmează un val de executări silite, valul de executări silite, să ne înțelegem, nu-i nimic greșit ca statul vrea să-și recupereze banii de la datornici. Absolut nimic greșit. Greșit este atunci când tu, deși ai un principiu al proporționalității, ai ca principal efect al codului fiscal obligația de a-ți notifica contribuabilul să-și plătească taxele, tu lași 4-5 ani de zile aproape de termenul de prescripție, ca să nu vorbim de cazurile ilegale când ei execută peste acel termen și ulterior vii și îi spui, vezi că ai să-mi plătești o sumă de bani principală cu dobândă poate chiar mai mare decât suma principală și cu accesoriu care se reduce undeva la jumătate. Dar mai e o chestiune în toată discuția asta pe care nu știu cât și-au pus problema, că ar putea să fie o mare, mare problemă generalizată și o să iște niște discuții pe la ANAF pe acolo. Noi de foarte puțin timp avem intrat în vigoare acel regulament GDPR. Chiar dacă el nu era în vigoare, aveam oricum legea care guverna, legea datelor cu caracter personal, ce proteja datele cu caracter personal. Câți dintre cei care sunt acolo nu cumva ori se gândească, așa cum am spus și acum 2 ani de zile, o să reiterez același lucru, câți
mulți dintre cei care sunt acolo nu cumva vor să se gândească că au avut imaginea pătată, că ei au de dat la stat nu știu câte miliarde, dar de fapt lucrul ăsta le-a adus un mare prejudiciu. Eu vă spun că din punct de vedere juridic, dacă analizați foarte clar regulamentul respectiv, chiar și o poreclă atâta vreme cât duce către identificarea persoanei respective, este susceptibilă de a fi dată cu caracter personal. Eu nu înțeleg în ce țară trăiesc, vă mărturisesc lucrul ăsta. Cum e posibil, după 2 ani de zile, când s-a făcut o mare vâlvă și atunci, de ce apar datele oamenilor în mod public, datele persoanelor fizice? Nu mai spunem că noastră a spuntat extrem de bine companiile de stat unde sunt, adică nu avem nicio companie de stat care are datorii exorbitante. Anul trecut, 9 din 10 mari datornici în România erau companii de stat, da? Alea cu mineritul, cu Regia Națională a Huilei și așa mai departe, printre care se strecurase și o companie privată, vorbim de cei de la Realitatea Media, da? În top 10. Anul acesta au dispărut acele companii de stat, sunt opus de SRL-uri care au datorii mai mari sau mai mici la statul român, date cu nume și prenume. Dar revenim la persoanele fizice. Apropo de regulamentul acela pentru protecția sau cu privire la protecția datelor personale. Pe persoanele fizice sunt trecute cu nume și prenume și cu datoriile și cu datoriile pe care le au la stat. Dar acum despre ce vorbim? Eu am fost ieri dimineață la o discuție informală la Ministerul Finanțelor. Știți cu ce mi-au cerut să mă prezint la poartă, în invitație, cu buletinul. Deci trebuie să le arăt buletinul, da? Le-am arătat buletinul, iar jandarmul de la poarta ministerului mi-a scris numele, prenumele și seria de buletin. Bun. Da, adică despre ce vorbim aici? Ce... Deci asta înseamnă că se începe de la intrarea în minister, de la poartă și se termină pe site-ul ministerului, respectiv cu publicarea acelei liste. Deci putem să întrebăm 10, de regulă, într-o chestiune juridică, întreb 10 juriști și vor fi 11 păreri diferite. Dar cu privire la situația asta, lucrurile se poate declare. Nu avea ce să caute lista aia publică acolo. Nu înțeleg dacă se încearcă cumva o demoralizare a contribuabilului. Dom'le, vai cât sunt absolut îngrijorat că numele meu e acolo, o să mă duc să-mi plătesc datoria. Sau dacă nu, cumva, o să se întâmple chiar invers. Să fie dați în judecată tocmai pentru că au făcut lucrul ăsta. Da, uite, am să rog pe cei din regie să încerce să sune la acești domni pe care îi, la unul din acești domni pe care îi rulăm așa. Ei sunt în topul datornicilor în lista publicată de ANAF, domnule Socaciu. Și știți cum să vă spun? Dacă treceau și aia care au datorii de 40 de lei, riscam și noi să fim. Poate și dumneavoastră, poate și domnul avocat, căci nu am știut că eu știu un anumit ban pe care l-am câștigat din ceva, trebuia impozitat. Vi se pare corect? Adică să dăm lista asta în familie ca să motivăm faptul că mergem iarăși să stoarcem bani din piatră seacă? Ținând cont acum și de nou regulament GDPR, nu cred că e normal acest lucru, însă ar trebui să respectăm legislația în vigoare care este și care, în primul rând, ar trebui să, din punctul meu de vedere, deși nu este expertiza mea, ar trebui să informăm oamenii și să le spunem că au o datorie și să-și plătească această datorie, în caz că nu și-au plătit această datorie, să trecem la o nouă etapă. Eu mai am o nelămurire, da? Eu dacă am, nu știu, 700 de lei, să spunem, datorie, da? La administrație, că n-am plătit o amendă de circulație sau că, nu știu, n-am plătit un impozit pe asta. Mie automat îmi blochează contul de la bancă și mi-a bani. Și stau și mă întreb cum ajung unele personaje sau personalități, da, să nu aibă conturile blocate. Să nu aibă conturile blocate la niște datorii uriașe. Uite cazul domnului Ciorbea, care are 82.000 de lei. Domnia sa are salariu de 12.000 de lei. Doar salariu, da? El ar fi putut să stingă această datorie în 5 luni, în 6 luni, da? Și dacă nu era stinsă, pur și simplu putea fi poprită suma pe care o da, câștigă. Da, dar mă îndoiesc că domnul Ciorba are poprire pe salariu, ca și domnul Negoiță, teoretic, ca și domnul Videanu și așa. Teoretic poate să aibă, pentru că nu există un caz, eu știu, de insensibilitatea popririi pe care ar putea să o instituie statul român. Ai la dispoziție elemente cum ar fi sechestrul asigurator, vânzarea de bunuri, adică atunci când vrem să recuperăm 40 de lei,
am avut, îmi aduc aminte și acum de anul trecut, de un caz, o executare strictă pe un leu. Avea datorie omul un leu, o rămășiță, cine știe de unde apăruse, și l-a executat strict, a trimis adresa de poprire. Dar nu te gândești că înainte să faci operațiunea asta absolut aberantă, la un moment dat s-ar putea să coste statul român mai mult să emită niște acte de executare decât pur și simplu să îi dai eventual, nu știu, un mail, poate, sau un telefon, sau să-i o adaugi, sau să-i o adaugi într-un final, într-o decizie anuală de impunere, dar oricum nici nu o să mai avem decizii de impunere pentru că știm ce s-a petrecut cu declarația respectivă unică, ne transformăm în proprii executanți, adică noi ne executăm silit prin propria semnătură. Adică depunem declarația, n-am plătit în 60 de zile, vine direct poprirea. Nu vă pot răspunde la întrebarea de ce unii care au niște sume foarte mari n-au pățit nimic ani de zile, ba chiar mulți dintre ei, și slavă Domnului că există suficiente exemple, au intrat în termenul de prescripție de 5 ani de zile și se trezesc pe urmă, haideți că executăm silit. Păi tu i-ai pus direct în mână acelui debitor care nu și-a plătit miliarde de lei peste 5 ani de zile, dacă nu l-a executat silit, i-ai pus direct în mână instrumentul prin care se apără, respectiv prescripția. Adică da, probabil că și asta este frica ANAF-ului de a pierde acești bani, pentru că vorbim de datorii care sunt istorice, de 5 ani, da? Și care pot intra într-o anumită prescripție. Da? Dar cât e de corect? Am și eu o întrebare. Cât este de corect faptul să pui dobânzi și penalități la anumite datorii, da? Tu ca stat român, pe persoană fizică aici vorbim, da? Și cât de corect este faptul în momentul în care tu, dacă ai de încasat bani de la statul român, căci ai făcut legal o activitate pentru statul român și nu primești bani din vina unor funcționari, din rea voință, tu nu poți să pui dobânzi, penalități și așa mai departe. Să încasezi de la statul român bani cu dobândă este utopie. De ce e utopie? Pentru că ei de-abia își plătesc, să spunem așa, datoriile pe care le au pe hotărâri judecătorești definitive. Vă dau un exemplu grăitor. O hotărâre judecătorească rămasă definitivă în 2016 pe o amărâtă de taxă de poluare, un timbru de mediu, că probabil ați vehiculat subiectul ăsta de sute de ori, de mii de ori. Pusă în executare silită, și unde trimis poprirea când vrei să le execuți pe statul român? Către trezorerie, nu? Și poprirea respectivă cine trebuie să o respecte? Păi cel care își autopune poprirea respectivă. De 2 ani de zile nu vrea să plătească în baza unei hotărâri judecătorești definitive. Atunci când vine vorba de o executare silită inversă, sigur că curg și dobânzi, curg și accesorii, curg și penalități, pentru că avem trei categorii diferite de sume pe care trebuie să le plătești în afară de principal. Și mă întrebați de legalitate? Păi legalitatea o dă codul fiscal, legalitatea o dă codul de procedură fiscală. Lucrurile astea trebuie lămurite de la bun început, pentru că atunci când și statul român are de restituit niște bani către contribuabili, să se miște mult mai repede. Nu mai vorbesc despre compensare. Compensarea ar trebui să intervină în mod automat, fără să stai să faci zeci, sute de drumuri pe la administrațiile financiare. Ai o hotărâre judecătorească înregistrată la tine în sistem și o datorie, dacă omul ți-a trimis un mail, ți-a făcut o cerere, compensează-l. Nu, am ajuns la situații absolut absurde prin care trebuie să compensezi datoriile în instanță, deși există titlul executorii unul împotriva celuilalt. Birocrația în primul rând, lipsa de experiență dacă vreți și poate la un moment dat chiar și indiferența la locul de muncă, să nu numim abuz în serviciu, îi spun cuvântul și asta e realitatea în care trăim. Mai este o întrebare care se naște și vreau părerea dumneavoastră, domnilor. În momentul în care, cu o hotărâre definitivă și revocabilă a unei instanțe judecătorești, te duci tu la administrațiile financiare și spui, dăm banii înapoi, ei te reeșalonează și eventual spun, stai mă că îți dăm acum 30%, poi mine 30%, dar eventual îți cădem banii ăștia dintr-o previziune pe care o facem noi că vei câștiga. De ce se întâmplă chestia asta? Statul ăsta este cam ciumă așa pentru persoanele fizice și mumă pentru evazioniștii ăștia? Ca să înțeleg și eu că... Domnule Bortin, o să fac o scurtă paranteză. Poate să o faceți și mai lungă. Cu privire la treaba asta, știți de câte ori am fost între ghilimele amendați, sancționați de fapt de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene? Am avut retrocedări de imobile. Știm foarte bine ce s-a întâmplat cu regimul comunist, cu rechizițiile. Acum așteptăm iarăși ani de zile să restituim imobilele. Curtea Constituțională ne-a spus clar că nu avem voie să eșalonăm termenele
respective. Am scăpat de treaba asta. Curtea de Justiție a Uniunii Europene, că iarăși mă întorc la taxa respectivă de poluare, că vă dăm în 5 ani de zile. Păi stai puțin, atunci când ai încasat-o, ai încasat-o în 5 ani de zile? Nu, am plătit o singură taxă printr-o singură plată. Deci instituțiile europene, instituțiile de forță de la noi, eu spun că Curtea Constituțională, când îți declară un articol neconstituțional de acolo, nu mai ai cum să-l mai aplici. Ei bine, această instituție despre care noi discutăm acum, a ANAF-ului, nici cu decizia asta a Curții Constituționale că nu trebuie să aștepte 3 ani sau 5 ani de zile, tot nu a restituit banii printr-o singură tranșă. Și acum, sigur că de la începutul anului există un proiect care, sigur, a intrat în vigoare, un proiect de restituire a taxelor, până la sfârșitul anului 2019 cu privire la timbru de mediu. Acum, sigur că este o utopie să spui cu siguranță că se va întâmpla lucrul ăsta, dar cel puțin textual, cel puțin scriptic, legal, avem de ceea ce să ne legăm. Dar cu siguranță nu vor exista suficienți bani, pentru că mi-aduc aminte când s-a discutat despre restituirea sumelor respective, aveam cam aproape 1% din PIB trebuia să restituim cu privire la taxele respective. Bun. Mai este o întrebare, să mai naște o întrebare ca să știm exact despre ce vorbim în momentul de față. Mii de români, nu doar 11.300 ăștia sunt cu datorii mai mari de 1.500, mii de români vor primi acasă decizii de impunere, da? Nu le vor găsi, din diferite motive. E pliculețul ăla cu negru, da? Vine cu negru. Omul ăla nu se va duce să-și plătească datoria, pentru că nu știe, nu poate, nu a primit, nu are de unde să afle, da? Și atunci ANAF-ul va trece la executarea silită, da? Adrian Socaciu, aveți conturi la două bănci, cel puțin la două bănci în România? Da. Aveți, da? Da. Bun, datorați 40 de lei, vă ia plus dobânzi și penalități, vă ia câte 40 de lei plus dobânzi și penalități din fiecare cont? Ce faceți dumneavoastră? Deja face, e dublă sumă. Păi nu, și ce se întâmplă? Sunteți de acord? Puteți să-i dați în judecată? Credeți că veți câștiga vreodată? Nu cred că o să îmi pierd timpul să-i dau în judecată. Pentru că cred că e mai mult timp pierdut decât efect, rezultat. Ziceți, domnul avocat, dar ce faceți? Știți ce se întâmplă? Acum există părerea contribuabilului și părerea contribuabilului avocat, dacă îmi permiteți. Pentru că eu nu văd neapărat lucrurile așa. Îmi aduc aminte și chiar merită să amintesc lucrul acesta. O parte dintre colegii noștri de la Cluj, spre exemplu, au dat în judecată ANAF-ul pentru că au transportat baza de date de la Casa de Sănătate către ANAF și au fost dați în judecată tocmai că iarăși ne întoarcem la acest GDPR. Și au câștigat, pentru că datele lor au fost exportate în mod ilegal. Acum, haideți să ne uităm puțin la deciziile respective de impunere. De ce am făcut paranteza cu ANAF-ul și cu Casa de Asigurări? În 2011 spre 2012 s-a pus în discuție transportul bazei de date de la Casa de Asigurări către ANAF, adică să nu mai avem decizie de impunere venită de la Casa de Asigurări, să avem decizie de impunere de la ANAF, ci să fie cumva reunite lucrurile astea. Problema mare este că de la 2011 și până în 2017, anul trecut, n-a primit nimeni nicio decizie de impunere cu privire la plata acelei asigurări de sănătate. Dacă vă vine să credeți că 5 ani de zile nimeni n-a plătit sănătatea și lucrul ăsta se poate verifica, și mă refer aici la liber profesionist, să n-avem discuții, n-a plătit niciunul sănătatea. Păi asta ce înseamnă? Că eu mă trezesc după 5 ani de zile că primesc 4-5 decizii de impunere pe toți anii trecuți și am de plătit o sumă exorbitant de mare pe care ar fi trebuit în mod normal să o plătesc la finalul anului respectiv, când se închidea anul fiscal. Păi principiul acesta al proporționalității despre care vorbeam mai devreme, care se regăsește în codul fiscal, în codul de procedură fiscală, ne vorbește Curtea de Justiție, CEDO și toate instituțiile europene până la urmă, că ne vrem țară europeană, sunt încălcate prin modalitatea asta de impunere, de trimiterea unor decizii peste termenul legal de emitere, pentru că... Bun, dar ce trebuie să înțeleg eu din asta? Întâi de toate a ieșit scandalul că, domnule, vom urmări ca să combatem terorismul și spalarea de bani, vom urmări ca românii din diaspora, domnule, să vină cu documente pentru sume mai mari de 2.000 de euro. Au scaldat-o, da. Au omețit-o, au zăpăcit-o, domnule, stai să vezi că în numai anumite cazuri și nu acum, că nu vom căuta cu nu știu ce.
Acum vin cu persoanele fizice care au datorii mai vechi de 4 ani spre 5 ani și să executăm silit. Ce se întâmplă de fapt? Ce se întâmplă aici și până la urmă ce ar trebui să facem noi, ăștia care ne vom trezi sau nu cu o decizie de impunere? Dacă totuși vreți să mulceți un răspuns din partea asta a ce vrea să facă ANAF-ul... Păi lasă că ANAF-ul face ce vrea, să jucănească, ce vrea să... Clar. Nu sunt bani, e o chestiune clară. Au zis la un moment dat niște declarații, că e plină țara de bani, este o evoluție spectaculoasă a economiei. Păi asta se întâmpla și prin 2007. Era o evoluție spectaculoasă a economiei, că aveam credite, dădeam credite, nu aveam niciun fel de grijă și după aia a venit o mare criză de toți cei care au făcut creditarea respectivă s-au trezit executați silit. Dar atenție, nu că ei au fost irresponsabili la momentul respectiv. Și am avut un sistem legislativ și pe alocuri încă mai există, sistem legislativ care nu le-a permis o minimă informare în ceea ce se bagă. Dar, pe lângă faptul că vor să strângă, sigur, foarte mult cureaua, chestiunea asta cu 2000 de euro, că nu mai pot fi transferați în România și așa mai departe, procedura în sine derivă dintr-o directivă europeană. Deci, iarăși, nu este o invenție românească. Eu cred că treaba asta anunță o criză mondială până la urmă, pe lângă faptul că avem noi criza noastră națională pe toate planurile, inclusiv pe plan economic sau viitor plan economic, avem și chestiunea asta că noi nu vei niciodată cu un element de noutate în legislația noastră. Nu poți să iei, spre exemplu, o legislație europeană și să nu o îmbunătățești atunci când o implementezi la tine în țară. Sau măcar să o adaptezi. Pentru că noi vrem să credem sau nu, am înțeles că suntem vreun 1,5 milioane în diaspora? Cam vreo 3. Sau 3? Cam vreo 3. Păi la 3 milioane, dacă tu vii cu o asemenea măsură, oamenii se vor gândi la tot felul de modalități. Dă-i banii șoferului de maxi-taxi, bagă-i în contul fratelui care se... Și vom găsi întotdeauna niște modalități. Totuși să avem în vedere că banii ăia, 3 milioane, am fost într-o eroare destul de mare, adică aproape dublă. Banii ăia vin în România și generează până la urmă ceea ce înseamnă consum la noi în țară. Bun. În timp ce, ANAF-ul are de gând să fugărească românii, să mai stoarcă și ultimul ban, primarii și viceprimarii, dar și președinții de consilii județene și vicepreședinții își freacă mâinile să disfăcuți, pentru că parlamentarii au hotărât că nu le vor da pensie specială, în schimb le vor da niște indemnizații la bătrânețe în semn de recunoștință pentru activitatea prestată. Și încă ceva, aceste indemnizații se vor da retroactiv pentru toți cei care au fost prin aceste funcții încă din 1992, de la primele alegeri libere, ca să fie bine, ca să nu fie rău. După publicitate, aflați ce sume vor primi oamenii aceștia și cum veți înțelege dumneavoastră după 40 de ani de muncă cu o pensie de 800 de lei, cum alții vor lua 1000 de lei, pentru că au stat și ei 2 zile în postura de viceprimar. Publicitate, revenim. Domnilor, în țara în care nu avem bani să facem străzi, dar nu avem bani nici măcar să trecem strada, iar ANAF-ul ne caută și la ultimul buzunar ascuns de la portofel, ei bine, foștii viceprimari sau primari de la comună, foștii președinți de Consiliul Județean sau vicepreședinți, la bătrânețe vor primi prin lege nu o pensie specială, ci niște indemnizații. Cea mai mare de 1.300 de lei, cea mai mică de 500 de lei. Adică dacă ai fost primar sau viceprimar la o comună cu 600 de locuitori și 3 sate amărâte, vei mai lua la pensie încă 500 de lei. Iar această lege se va aplica tuturor edililor, aleșilor poporului, care au trecut prin aceste fotoli încă din anul 1992. Inițiativa aparține evident unui deputat PSD, Ioan Călin pe numele său, iar domnia sa motivează această inițiativă legislativă care a și trecut, dragilor, că, domnule, la Asociația Primarilor din România s-a cerut imperativ lucrul ăsta, adică de ce doar parlamentarii, magistrații și nu mai știu cine să aibă pensii speciale, dar vrem și noi pe această cale. Bă, și le-au dat, fraților. Cu alte cuvinte, ai ajuns acolo, tu nu știi să silabisești limba română și semnezi actele primăriei cu degetul, că sunt și cazuri de acest gen în România. Dar, frate, statul îți va da la bătrânețe între 500 și 1300 de lei ca să-ți mulțumească pentru activitatea prestată. Ia, domnilor, ce ziceți de știrea asta? Eu cred că mai bine ar da banii la sport.
și la sportivi. De ce nu facem o inițiativă legislativă să dăm bani la sportivi? Și la oameni care fac mișcare. Păi de ce oare? De ce oare Adrian Coculis? Dăm la băieți ăștia. Deci, eu ce am văzut în ultima perioadă, că, ca să închid definitiv paranteza asta cu ANAF-ul, că am schimbat subiectul, dacă ne aducem aminte și cei 15%, da? Iată încă o indemnizație frumușică din toate dobânzile pe care le strângi de la contribuabilul ăla pe care îl notifici după 5 ani de zile. Avem pe mai departe orice fel de excedent neconsumat la investiții, ce facem cu el? Hmm? Mai știți discuția ce se întâmpla cu excedentul pe investiții? Salarii, vă dăm în salarii. Ce avem de dată recentă? Un alt fel de pensie specială. Un alt fel de indemnizație. Dar ca să nu se inflameze opinia publică, n-au mai spus că este pensie specială, ci au trecut așa, indemnizație, știi? Bun. Adică au dat-o așa, să nu înțelegem noi greșit. Nu! Și-au făcut salarii ca nesimțiții, primarii și viceprimarii, conform legii salarizării, iar acum vor lua și indemnizație pentru că s-au plâns ei la un moment dat la o întâlnire cu Viorica Vasilica Dăncilă, dar noi de ce nu avem pensii speciale? Ia luați-mă de aici. Eu cu certitudine la bătrânețe nu o să primesc niciun fel de pensie specială. Cel puțin cu lucrul ăsta m-am obișnuit, gândul îmi este clar. Cert este că pot aprecia și să fiu un sentimentul colegului de platou de aici cu privire la sportivi, dar mai sunt și alte categorii profesionale care merită banii respectivi. În niciun caz nu trebuie să monopolizăm discuția doar pe elementul acesta al funcționarului public. Adică există oameni în țara asta și slavă Domnului că putem să ieșim din toate domeniile posibile, personalități marcante care nu primesc nici măcar un leu. Nu 500, nu 1300. Și aici nu discutăm până la urmă de sumă, ci discutăm pur și simplu de ceea ce ai făcut tu pentru comunitatea ta în așa fel încât noi cu toții să punem bani de la bani să susținem acea pensie. Da, vă surprinde cumva, mă rog. Aici voiam să ajung. O chestiune care mă deranjează din punct de vedere juridic, pentru că eu doar atât pot să vorbesc din punct de vedere juridic, este că legea ce face? Retroactivează. Pentru că mi-ați spus o chestiune și aici încă o să din 1992, exact. Cine a fost viceprimar, vicepreședinte de Consiliul Județean sau președinte de Consiliul Județean, în funcție de mărimea entității administrative pe care a administrat-o, va primi între 500 și 1300 de lei indemnizație la bătrânețe pe lângă pensia aceea de drept. Ei, da? Dar asta înseamnă o retroactivare a legii civile. Absolut. Pentru că discutăm de o lege civilă până la urmă. Și sunt curios dacă nu cineva o să fie interesat de analizarea aspectului acestuia. Că vrei să faci o chestiune pentru viitor, ok, pot fi de acord. Până la urmă e voința Parlamentului, noi am votat, Parlamentul să decidă, ăla e legiuitorul țării românești. Parlamentul, guvernul, sigur, prin ordonanțe care trec și ele pe tot prin Parlament la un moment dat. Însă să analizăm, sigur, oportunitatea, legalitatea actului respectiv, dacă el este justificat, studiul de impact și așa mai departe. Nu știm câți din 92 și până la zi vor primi acele sume de bani și care va fi cuantumul propriu zis de bani cheltuiți de la bugetul Bun, de stat. Da, dincolo de asta vă mai dau un singur amănunt. În votul din Parlament a fost o unanimitate de aia surprinzătoare, adică PNL, UDMR, PMP, PSD, ce alte USR, da. Băi, toți au fost de acord. Da. Unul singur, ascultați-mă, unul singur a greșit, măi, butonul. Adică a fost un singur vot împotrivă. Iar ăștia la PSD spun, doamne, s-a făcut o reparație morală. Că, domnule, uite ce bine facem. Luăm publicitate foarte scurtă și revenim cu o discuție despre un eveniment sportiv extrem de important, care a trecut oarecum neobservat în vânzoarea la aceasta. Publicitate, revenim. Bun, doamnelor și domnilor, spuneam că a trecut oarecum așa mai în grabă un eveniment sportiv important, primul după 1989 de acest fel și de această mărime, Forumul Sportului Românesc. 31 mai 2 iunie a fost la patul Parlamentului, Institutul Sportiv Român, prezent aici prin președintele său, a organizat
mega dezbateri de succes. Ideea este că avem nevoie de profesioniști în sport, da? Și am fost pe harta sportului mondial în sfârșit, nu? Da. Ce ați făcut în zilele acelea? Pentru prima dată în România, după 1990, au fost prezenți peste 75 de speakeri internaționali din 35 de țări, de pe 5 continente. Timp de 3 zile am abordat teme de la dopaj până la profesionalizarea în sport, tot ceea ce înseamnă parte de management, tot ce înseamnă match fishing, pariuri sportive. Astăzi, sportul este o industrie în întreaga lume. Avem nevoie și în România de profesioniști să dezvoltăm sportul ca industrie, nu doar ca o acțiune simplă, de sine stătătoare. Și astăzi, din păcate, până în momentul de față ne confruntăm cu foarte multe probleme legate de obezitate, legate de sedentarism, pentru că nu avem o politică integrată. Au reieșit câteva concluzii foarte concrete în urma acestui forum și soluții. Una legată de infrastructură sportivă. La fiecare hipermarket o sală de sport, la fiecare mall o sală de sport. Obligatoriu? Asta doar prin lege eventual? Ar putea fi prin lege. Ar putea fi regândit sistemul de asigurări de sănătate în funcție de mișcare. Funcționează în Franța, funcționează în Anglia. De ce n-ar funcționa și în România? Deci există posibilitatea să ce? Să plătim mai puțin la sănătate dacă suntem o persoană sportivă? Nu, dacă e sănătos. Dacă din punct de vedere a analizelor medicale faci mișcare și e sănătos. Pentru că e o corelare directă între a face mișcare și a fi sănătos. Din antichitate. Mă, dar cum s-a văzut până la urmă forumul acesta? A fost, cred că, una din cele mai importante discuții pe teme sportive și iată în România. Au fost 28 de ore de dezbateri. De exemplu, vă dau un simplu exemplu. Trebuia să terminăm vineri la ora 7 și am terminat seara la ora 9:30. Lumea a fost interesată să spună cuvântul. Au fost din diferite țări și opinii diferite. Am avut prezent printre noi un psiholog din Australia care ne-a spus din perspectiva lui psihologia sportivă. Andreea Paul a făcut o prezentare de ceea ce înseamnă economia sportului și câte date, cât de puține date avem despre economia sportului în România sau modelul de finanțare a sportului în România versus Europa sau versus Africa sau versus Japonia. Ceea ce se întâmplă și rolul pe care îl joacă sportul, de exemplu, în Anglia. Domnul Adrian Stan ne-a povestit că acum 20 de ani, când a plecat în Anglia la Federația Internațională de Gimnastică, a pornit la un buget de 40.000 de euro și a ajuns astăzi la un buget de 40 de milioane de euro. Care e rostul până la urmă? Să învățăm de la alții, să armonizăm ceea ce fac alții și să încercăm să facem pe baze clare și profesioniste, plus valoare în sport? Da. Despre asta este vorba, în nu? În principal, este vorba despre acest lucru. Dacă vorbim despre sportul românesc, cred că trebuie să vorbim în primul rând despre promovare. Trebuie să fac o emisiune de 6 ore să vorbim despre sportul românesc și unde se află el. Mulțumesc invitațiilor pentru prezența în emisiune. Așteptăm motivarea Curții Constituționale în legătură cu revocarea Procurorului General al DNA. Ne revedem în câteva minute la ora 14.